văzut totuși aseară jucători puternici psihic, să știi. Parcă mi s-a părut o echipă cu mai mare încredere aseară. Da, și asta este meritul și al lui Ovidiu, pentru că știe să-i treacă prin situații din astea delicate. Jucătorii, înainte de a veni la Dinamo și înainte de a veni la orice echipă, se interesează despre club, se uită pe filmulețe cu suporteri și ei știu unde vin. Și eu cred că asta din start îi interesește pe ei. Ei au un dialog practic cu ei și exact așa își spun, că trebuie să arate că merită să poarte tricoul acela greu despre care vorbea Ovidiu aseară pe ei. Victoria de aseară plusează, aduce un plus aici la moralul lor și sunt convins că asta va face să vedem în continuare un Dinamo în care va și câștiga. Un Dinamo și mai descătușat. O ultimă întrebare, Daniel. Intrarea domnului Cionca în acționariat va produce valuri mari? Pentru că îl văd pe domnul Cionca totuși ca pe un timp ambițios. Eu cred că nu se va opri la cele 100 de acțiuni sau câte sunt. Eu cred că domnul Cionca va vrea încetul cu răbdare să preia controlul sau, mă rog, să fie măcar la egalitate cu Redentuai. Ce prevezi cu intrarea domnului Cionca? Domnul Cionca este dinamovist, asta înseamnă că nu este laș. Indiferent cât de greu va fi, domnul Cionca va lupta pentru Dinamo. Eu chiar mă uitam și am zâmbit aseară în momentul în care la interviurile de după meci a spus că Dinamo este cea mai iubită echipă din România, în opinia lui, și efectiv i s-a luminat față. Cred că urmează să vedem pași coerenți făcuți de Andrei Cionca. Evident că are o imagine foarte bună în business. Asta transmite încredere și altor oameni de afaceri să se alăture. Și cred că exact asta se va întâmpla. Bun, dar prevezi și un război civil cu Redenduai tu? Domnul Cionca a rostit un cuvânt foarte important aseară. Sper că nu a scăpat suporterilor. A menționat cuvântul unitate. Deci categoric domnul Cionca nu a venit să facă războaie la Dinamo, ci să găsească înțelegere în ideea de a ridica Dinamo. Și asta cred că ar trebui să înțeleagă și acționarii din Red and White, precum și suporterii, și să sprijinim capitalul la Dinamo, pentru că Andrei Cioca asta înseamnă capital. Te întreb invers, cei de la Red and White sunt fericiți că Cionca a intrat în acționariat? Sunt convins că nu. Sunt convins că nu, pentru că discuțiile nu s-au concretizat dintre dânsii. Practic, domnul Cionca a găsit o portiță, a intrat pe gaura cheii, practic. Sigur. Voi vă aduceți aminte că am scris un editorial și am vorbit chiar într-un live în care făceam apel la oamenii ăștia de afaceri interesați, care știam că există, să investească la Dinamo, și domnul Cionca este cel care a făcut chiar mai mult decât atât, pentru că intrarea efectiv în acționariat a fost ca o declarație: suntem aici, vrem într-adevăr să contribuim la revenirea lui Dinamo acolo unde este locul. Da, dar nu sunt fericiți, nu, domnii Niculescu și Voicu, e clar, nu? Mă îndoiesc, pentru că dacă ar fi fost fericiți, dacă, sper să nu se supere pe mine, sau dacă se supere, asta este, trebuie să mă contrazică. Dacă ei gândeau pentru Dinamo, nu i-ar fi refuzat șansele lui Dinamo, adică discuțiile cu Cionca și cu alți oameni de afaceri care au bani și știu că au bani, ar fi dus la intrarea lor în acționariat alături de Red and White în condiții absolut normale pentru oameni care investesc. Da, nu intrare pe gaura cheii, ca să zic așa. Bineînțeles. Bineînțeles. Însă legea permite ca un acționar minoritar să devină prin infuzii de capital, primările de capital sunt pârghii, vă spuneam, care permit unui acționar minoritar să devină acționar majoritar. Dar eu sper să nu înceapă o luptă acum la Dinamo. Eu sper să se așeze încă o dată la masă, să găsească o soluție și să rămână
în acționariat este da, problema deșilor de la Rede Noi, dar numai să se gândească la Dinamo. Bine, e în regulă. E în regulă. Mulțumesc, Daniel.